Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou clip de Sims 4 De această dată cu ceva diferit față de ceea ce fac eu atunci când construiesc o casă Și anume o să fac un concept de acum încolo pentru fiecare cameră în parte Și bineînțeles că am început cu Living Room Concept de această dată Și sper să vă placă și vouă această idee și să-mi spuneți în comentarii dacă vreți pe viitor să facem și pentru alte camere Bineînțeles nu uitați să lăsați și voi un like, aștept și comentariile voastre Iar cel mai drăguț comentariu vine de la Voros Rahela și spune în felul următor Arată mult mai bine construcția renovată, dar oricum mi se pare cu orice construcție pe care ai făcut-o arată super. Mulțumesc tare mult pentru apreciere! Intra acum pe Eneba și profită de cele mai tare reduceri la jocurile preferate, The Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi. Nu uita să folosești codul Life of Sims la orice comandă și primești garantat 3% reducere din prețuri inițial. Toate informațiile le găsești în descriere. Iar acum, dragilor, haideți să vedem ce am încercat eu să fac aici, bineînțeles. Am stat, cred, vreo 50 de minute ca să termin această construcție și voi vedeți aproximativ 14-15 minuțele din toată construcția aceasta, dar eu zic că a ieșit un living destul de interesant, oarecum exact cum e aș dori eu să arate livingul meu și o să vedeți că va fi împărțit pe mai multe părți, adică nu o să fie doar un living clasic. Am încercat să fac practic 3 camere dintr-un singur living și fiecare să aibă o utilitate anume, ca să nu stai să te aglomerezi peste tot și o să vedeți aici am făcut o parte mai adâncită așa, oarecum nu știam exact dacă aici va fi livingul propriu zis sau îl voi schimba. Aici mi-a fost foarte greu să găsesc o variantă, cred că am stat nu știu undeva la vreo 5 minute ca să găsesc varianta că nu-mi plăcea nimic, ca nu era nimic ca cela pe care l-aveam pe perete și o să vedeți că nici varianta finală nu va fi chiar alb-alb, dar eu zic că totuși a, a ieșit o variantă mai mult decât ok, plus că nu se va mai vedea chiar așa de rău uh, acest lucru și cred că asta e varianta de la care am rămas, iar aici am vrut să schimb și să am un alt parchet, să nu fie exact la fel ca cel din partea cealaltă, pentru că vreau oarecum să se divizeze puțin și până la urmă eu aici în, în, în acest timp mă gândeam exact cum o să fac și o să separ toate camerele astea, inițial am vrut să fac aici cu tapet, dar după ce am zis, mă hai mă să fie puțin totuși diferit să se vadă oarecum altfel și am pus foarte multe geamuri, mi se părea destul de interesant acest lucru să fie cât mai luminat și ziceam, mă, aici mai trebuie să pun eu niște geamuri și o să vedeți puțin mai târziu ce am făcut pe peretele acela unde nu avem absolut nimic pentru că acolo am făcut o chestie așa de design, mi-a venit pe moment și nu știam dacă să pun draperii, spre exemplu, astea nu-mi plăceau deloc, arătau oribile și zic, vai, ce fac acum? Și pe la urmă am găsit aici pe partea aceasta de living să pun draperile acestea care mi s-au părut destul de elegante și arătau chiar foarte, foarte bine, iar aici am am zis că nu mai pun nimic și acum mă gândeam aici, voi, după cum puteți observa, eu am vrut inițial aici să fac living-ul cu canapeaua și asta, dar am zis, mă, parcă nu dă foarte bine și până la urmă am ales această zonă și o să vedeți că este foarte bine așa, adică un living foarte încăpător, spațios cu tot ce vrei și am pus și bineînțeles o chestie de asta de relaxare. Îmi plac foarte mult canapelele acestea din uh, noul Game Pack și le-am folosit de fiecare dată când am avut oportunitatea și aici bineînțeles am pus un televizor, nu ceva foarte fancy sau ceva foarte scump pentru că nu ăsta era plan meu, adică am vrut să fac un living care să arate bine, dar nu neapărat să fie foarte, foarte scump, cu toate că la final o să vedeți că totuși arată bine și aici am venit eu cu un artificiu, dar nu mai știu sigur dacă exact aici s-a întâmplat. Da, da, aici, ia uitați ce șmecherie am făcut eu aici un joc de asta așa să fie cât mai luminat. Și ziceam că locurile acelea unde nu am geamuri, trebuia să mai pun ceva. Și nu știam exact mă, ce să pun eu în partea asta aici. Și până la urmă, ia uitați ce am găsit eu să pun aici. Mi s-a părut destul de interesant și chiar vreau să-mi spuneți dacă ideea mea a fost destul de ok și se vede bine oarecum acest mozaic așa pentru că asta am vrut să fie până la urmă să fie cât mai multă verdeață și să arate foarte bine aici la masă iar aveam o problemă că nu știam ce masă să pun să pun pasta pe cu pești dar nu mi-a plăcut și până la urmă tot la varianta asta pentru că mi se pare foarte elegantă și arată foarte bine bineînțeles aici am pus și un custom content pentru că n-am aveam ce să pun și, am zis că vreau să pun și o geantă de asta dar când am văzut cum se vede aici în mijlocul unde am numai alb și culori de genul ăsta am zis da o naiba de geantă că numai geantă nu stăm aici Eu tot încercam să găsesc variantă și acolo am vrut să pun o floare, dar nu-mi plăcea foarte mult, parcă e din living, așa, și am zis, mă, hai, lasă, nu mai pun în partea asta și o să pun altceva și până la urmă am găsit eu un lampadar, am și unul exact la mine living pus în colțul canapelei, ca să zic așa, și se vede foarte bine, îl luminez eu cum vreau și chestii, am mai vrut să pun unul acolo, dar până la urmă am zis, băi, parcă e prea mult și aici la fel nu știam ce să pun pe locul ăsta, mi se părea destul de liber, dar am zis, bă, hai, lasă mai bine. După care, în partea aceasta aici, este un fel de ca să zic așa, de interior, unde tu, dacă ai casa aceasta, livingul acesta, poți să te duci să te servești cu anumite chestii și aici am stat o groază că nu găseam o variantă ok. Aici trebuia să-mi vină un picior din acela, ca nu putea să stea suspendată. Și aici mă tot chinuiam eu ca să găsesc o variantă cât mai ok. Într-un final am găsit varianta aceasta și mi s-a părut mie că arată destul de ok, adică se vedea destul de bine, era totul alb, exact cum îmi doream eu, dar mai aveam o problemă la colțul acela că și acolo trebuia să pui ceva, că practic cu fizica nu prea dădea bine, că dacă te puneai pe colțul ăla, te-ai dus de tot. Și tot mă gândeam, inițial aici tot am schimbat, încercam să caut pe aici tot felul de chestii pe care să le pun, dar într-un final am pus aici pe masă tot felul de lucruri, oarecum ca să pară un mini bar așa de interior, de unde te poți servi cu o prăjiturică, cu pahar de vin, dacă vrei ceva rapid, cu am mai pus o, o tavă ceva pe aici pe masă. Și am pus și un expresor, aici am mutat la de hârtie și am scris foarte bine la interior, așa este tot un custom content. Și mai trebuia să pun ceva în locul ăsta pentru că era foarte liber și am zis că îl vreau cât mai încărcat oarecum. Am vrut să pun tot așa o chestie de genul acela, un expresor, dar nu mergea. Așa că am zis că cel mai bine pui verdeață de genul ăsta și e perfectă, se vede foarte bine. Am pus tava aceasta și pe tava aceea, din câte mi-am amintesc că am mai pus eu ceva, dar undeva mai în față. Bineînțeles, am pus și lumânările astea, am vrut să le las aici, dar schimba foarte mult aspectul în living. Și am zis, acolo și până la urmă le-am pus pe lampadarul ăla acolo. Mi s-a părut așa de efect, adică se vede foarte drăguț ca asta în contentul Până acum nu avem nicio lumânare de genul ăsta care să lumineze atât de bine și chiar o folosesc. Asta l-am lăsat pentru exterior, pentru că și acolo la exterior am făcut o nebunie. Și aici m-am mai jucat eu puțin cu peretele ăsta, vreau să fac ceva interesant și am pus chestiile astea de lemn, dar era parcă prea simplu. Și am zis să pun niște lumini tot așa. Știți că poate am mai făcut eu un alte clipuri genul acesta de design, dar eu de obicei dacă îmi place ceva, îl folosesc foarte mult pentru că știu că este varianta sigură și nu pot să dau o fail, ca să zic așa. Și bineînțeles, în partea a treia de living, am zis că pun aceste oglinzi, cu toate că nu sunt ele până jos, vedeți acolo, dar era suficient pentru mine pentru că Ace această parte de living va fi destul de încărcată și nu se va mai vedea golul acela de jos și oricum nu deranjează pe absolut nimeni acest lucru. Acum, aici ce pun eu un colțul ăla? Pe mine mă freca colțul ăla, dar nu mai puteam. Am zis că pun pietroiul ăla, dar am zis că nu se vede bine. După care am încercat cu asta la fel. Nici aici nu mergea, deci nu știam ce să mai pun acolo, că nu găseam nicio variantă. Și o să vedeți că am stat destul de mult ca să fac chestia asta aici. Vreau să împart eu cumva, nu știu ce-mi venise mie în cap, dar până la urmă m a dat bătut și aici, uitați, încercam și cu asta la fel, se vedea ca naiba acolo și am zis, bă, ce naibi pun acolo? Dar tot mă gândeam la lemnul ăsta, vedeți și până la urmă cred că am ajuns eu la o variantă, prima a fost aceasta, dar nu-mi plăcea totuși că ieșea de acolo și nu era chiar alb. Dar îmi plăcea oarecum cum se vedea și am găsit varianta aceasta, care venea naiba la perfecție, uitați și voi cât de bine, cât de bine vine acolo, dar eu am zis că trebuie să mai pun ceva și anume am pus așa, am făcut un joc de ăsta să se vadă așa mai interesant, după cum vedeți am și rotit camera și am salvat și acest loc loc. Bineînțeles și muzică, nelipsită asta trebuie să fie în orice casă, că n-am mai dai și două petrecere, mai te uiți la un film ceva și aici am făcut o chestie tare și șmecheră și anume am pus acest gard viu, cum i, -i s-ar spune, cu plantele acestea. Făceam și aici o delimitare, oarecum să fie cât mai private, adică să ai intimitate și chestii. Așa mi așa îmi place, spre exemplu, să nu ai totul într-o cameră mare, așa ai un spațiu pentru fiecare loc. E cel mai bine așa pentru că știi toate lucrurile unde se află și am pus și niște scaune de bar aici pe partea asta. Adică eu vă dați seama dacă aș fi avut living-ul ăsta și ar fi venit cineva la mine cum ar fi zis, mamă cât ai palatul. Și aici a rămas locul de dining, pentru că aveam și un loc de dining, însă aici am schimbat puțin. Inițial pe masa aceea din mijloc am vrut să pun niște chestii acolo, dar o să vedeți că am schimbat și am pus o altă chestie care dă mult mai bine de efect și se vede foarte bine. Am pus și scaune, adică dacă tot ai invitat să fie ceva așa ca cum trebuie. Și aici a făcut semi o pauză că nu știam ce să pun. Și o să vedeți că o să dau la o parte, și o să pun altceva în locul meu Astea. Și acum am eliminat-o și au uitat și am pus eu acolo verdeața aia Îmi place foarte mult cum se vede Adică e ceva de efect așa, se vede foarte drăguț Îmi place foarte mult cum am ales să pun lucrul acela Și am vrut să pun și farfurii inițial pe masă Dar n-am avut ceva custom content care să fie ok și să se așeze exact pe locul fiecăruia Și până la urmă am renunțat la această chestie Aici am mai zis eu că bă, trebuie să mai pun ceva în locul ăla Pentru că nu vreau neapărat toată scara să fie accesibilă Locul ăla acolo am zis, bă, trebuie să pun altceva și până la urma am găsit varianta asta am lăsat-o acolo am vrut să pun două dar nu se vedea foarte bine și am mai pus o sticlă de vin acolo cred și ceva niște floricele de astea de ornament pentru că altceva n-aveam ce să pun am mai pus o tabletă frumos acolo dacă vrei să te uiți și o să vedeți imediat mă mai uitam pe aici că nu știu ce să pun și aici am stat foarte mult până am ales o variantă finală și a uitați varianta aici bineînțeles asta a fost acum mă gândeam mă parcă mai trebuie ceva pus și o să vedeți că pun și niște floricele și am pus asta uitați acolo exact cum m am zis eu, okay, che cred că e ăla sau ceva, dar mi s-a părut destul de interesant să fie pus acolo și am pus și floricelele acestea, însă am schimbat puțin că trebuiau practic să fie băutura în față și florile în spate ca să nu incomodeze și am zis, bă, hai mai bine să schimbăm și să facem o mică diferențiere aici și cred că am mai pus luminile aici, îmi plăceau foarte mult astea, aoleu, asta e inițial cred că trebuia să le pun și am pus altele, aoleu, da, eu acum văd pe clip, deci o să vedeți exact, ce deci erau alea primele și le-am pus pe astea în loc să le pun pe cele alte, Ia, uite-te, da. E, asta e. Acum, na, sunt ok și astea. Mie îmi plac foarte mult astea care cad așa. Am și eu la bucătărie puse niște lumini de genul asta și le controlez cu aplicația frumos. O, dă o, o chestie de efect și o floare, bineînțeles, cu cât mai mult verde, cu atât mai bine pentru că schimbă foarte mult aspectul și cred că am terminat și partea asta. Nu știu dacă am mai pus ceva aici, mai tot căutam eu lucru să-mi popoțonez pe aici. Ah, și am pus instalația asta, undeva aici se potrivea foarte bine pe draperia aceasta și am zis că ok, o să o las aici și acum cred că trecem la partea de exterior unde o să vedeți am făcut o chestie futuristică aici ceva foarte elegant. Inițial îmi doream în partea aceea unde se vede acel maro să fac ceva acolo să pun cu verdeață sau apă. Însă eu n-am reușit lucrul acesta. Dacă voi știți puteți să-mi spuneți în comentarii dacă există vreo variantă prin care puteți să faci chestia asta, însă eu nu am găsit. Aici pentru terasa aceasta am făcut un bar mai mare. O să vedeți imediat toate lucrurile pe care le-am pus. Mi s-a părut că trebuie să fie foarte elegant și locul acesta. Și aici am folosit în contentul de vila în cu starbucks -ul. mi s-a părut destul de impunător barul acesta și foarte luxos așa și am zis că băi neapărat trebuie să-l folosesc și eu. Bineînțeles cu scaune, tot ce trebuie, am pus și aici niște electrocaznice de astea de cafea și alte nebunii, adică cine vine la noi bea o cafea de nota 10 ca să zic așa și am mai pus cred niște scaune, bine niște flori am vrut eu să pun pe aici pe afară dar am zis bă hai că parcă prea mult așa și vreau să pun după aia în interior dar nu se vedeau foarte bine, i au uitat și ăsta, Na. am zis bă hai să-l las, dar parcă era prea mare, n-ai cum n-ai ba să, să uzi la acolo că îți trebuia dita mai furtunul ca să ajungi la el și până la urmă ai, pus eu niște plante pe aici frumușel, Do vreo trei scaune pe partea asta că na, e bar și trebuie să ai și lucrul acesta și n-am vrut să pun mese la exterior pentru că aveam mesele la interior și mi se părea că oricum este suficient spațiu acolo și am făcut chestia asta unde am pus aici asta de, cu fântâna asta de ciocolată aici bineînțeles că trebuia să dau și o culoare la exterior să nu se vadă urât că na, nu pot să lași chiar așa și am pus eu iau etaj și aici nu aveam un proiect chestia asta, dar am zis, mamă, se vede foarte bine cu chestia asta, așa, să vezi practic deasupra, mai ales pe timp de seară. Și aici am mai pus o chestie de entertaining și anume, cred că am pus un microfon și o stație sau ceva, astea le-am pus, da, și un microfon. O chestie așa, dacă vrei să-ți inviți pe cineva să scânte o chestie de relaxare și cred că pe aici n-am mai pus altceva, doar luminile care mi s-au părut foarte interesante, dacă aș avea și eu la mine mi-aș pune și eu o chestie de genul ăsta, îmi plac foarte mult, inițial le-am pus așa, dar dar după aia am schimbat și astfel de ce frumos o să se vadă Adică e mult mai pitoresc, așa se vede mult mai bine Și eu zic că construcția overall a ieșit foarte bine Și vreau să-mi spuneți și voi în comentarii cum vi se pare toată această construcție Deci undeva la vreo 50 de minute a durat toată treaba Dar eu am fost mulțumit, am vrut să pun și o umbrelă Dar am zis ce n-ai umbrela asta Și cred că am mai pus ceva lumini la interior, la living Pentru că aici, vedeți, era prea întunecat Și am zis că trebuie neapărat să fac o schimbare Dar acum haide să vedem exact mai pe live Ce s-a întâmplat cu această construcție și să mai stăm vreo două minuțele de vorbă să vedem cum a ieșit totul. Ei bine dragilor cam așa arată construcția la final Eu sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut în minutele ce au trecut Și bineînțeles dacă mai vreți pe viitor astfel de construcții, concepte Nu uitați să-mi lăsați acolo în comentarii pentru că este foarte important Poate voi încerca și o bucătărie data viitoare sau un dormitor Dar cam așa se prezintă livingul nostru care este destul de mare Deci vă dați seama ce casă ar trebui să ai ca să ai un asemenea living Și după cum puteți vedea aici avem prima parte de living Unde avem cu zona de televizor și zona de canal Pea, după care avem această zonă în care pot servi anumite gustări, dacă vrei ceva foarte rapid sau ai pe cineva angajat care să-ți pregătească ceva foarte rapid, după care avem zona de dining foarte elegantă, nu foarte încărcată, pentru că nu asta a fost ideea acestui concept, n-am vrut să fac o casă foarte încărcată și bineînțeles avem și pentru exterior, pentru nopțile de vară, de ce nu, sau nopțile de toamnă, avem aici frumos o mini terasă, cam aceasta este construcția, așa că dragii mei nu uita să lăsați și voi un like, mare like acolo pentru această construcție, pentru că eu chiar m-am chinuit să iasă ceva foarte frumos. Aștept comentariile voastre, totodată promo pe Eneba 3% pentru The Sims 4, dar și alte jocuri. Iar până la un nou episod de Sims 4, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!